Bună seara, bine ați venit. Numele meu este Radu Grozescu și veți asista astăzi la o prezentare a cursului acreditat pe care îl susțin la F64 aproape din 2012 încoace. Bineînțeles, cursul nu este static, cursul se modifică permanent, așa că avem informația de bază, bineînțeles, rămâne aceeași, dar tehnica se schimbă, ne vin idei noi, putem să facem o mulțime de lucruri interesante. Deci, practic, este o prezentare a cursului. Cum începusem înainte, ca să vă țin un pic de vorbă, vă rog să puneți întrebări. Eu n-am venit să spun aici o poveste. Mie îmi place foarte mult interacțiunea cu cei din sală, așa că vă rog, nu vă sfiți. Dacă, precum începusem, există avansați pe aici și vor să încerce să mă prindă cu o cauă mică, cu mare plăcere, vă pot oferi chiar o șansă foarte bună. Dacă nu găsiți nimic într-adevăr complicat, întrebați-mă cât costă ceva, eu nu știu pe de rost prețurile. De ce? Sunt la două clicuri, da, intrăm pe net și descoperim cât costă orice, dar în rest, dacă vorbim de tehnică, eu nu folosesc niciodată răspunsul clasic. Această problemă nu face parte din problematica zilei de astăzi, la mine nu există așa ceva. De ce? Am curajul să spun că nu știu. Da? Bun. Să vă mai dau câteva idei. Windows. Da? Bun. Nu mai am Windows de multă vreme. Nu zic că e bun, că e mai puțin bun. Nu mă pricep. Computere, nu mă pricep. Prelucrare, Doamne ferește, așa sunt alții care predau cursuri foarte bune de prelucrare. Eu fac prelucrare la un nivel destul de modest, ca să-i spun așa. Bun. Deci, o prezentare de curs. Din nou, vă rog, puneți întrebări, întrerupeți-mă în orice moment. Exact ca la curs, vă spun, acolo e mai simplu. În momentul în care spun ceva ce nu se înțelege în sală, nu e vorba de volumul vorbirii, e vorba că pare că vorbesc într-o limbă străină, sunt invitați cursanții să mă întrerupă. Bun, o întrebare extrem de frecventă. Dacă acest curs se adresează și începătorilor, eu cred că da, eu spun că se adresează începătorilor de când am început să susțin acest curs. Acum rămâne de văzut ce spun și cei care au participat la cursul în cauză. Da, predau de la zero, toate noțiunile sunt definite folosind cuvinte simple. Nu fac abuz de fizică, în niciun caz, chimie nu mai e cazul, așa în epoca actuală, în epoca trecută, când se lucra pe film, să mai zici. Bun, așa nu fac abuz de optică, în niciun caz. Bun, mi se reproșează extrem de des de participanți, fie la seminarul de Nikon, fie la curs, dom'le, e prea multă matematică în acest curs. Bun, nu e matematică, este aritmetică și se oprește la împărțirea cu 2 și cu 3. Bun, nici măcar la puterile lui 2 n-ajungem. De ce? Pentru că putem să facem 2 ori 2 ori 2, așa, 8, da? Un filtru, de pildă, un filtru neutru pe care scrie N de 8. Câtă lumină o să mănânce? Păi 8 egal cu 2 ori 2 ori 2, 3 trepte de lumină, dar noi încă nu suntem noi lămuriți ce este o treaptă de expunere, respectiv un exposure value, cum zic prietenii noștri anglosaxoni. Deci da, cursul se adresează și începătorilor, la fiecare curs, cam jumătate din sală sunt începători, se întâmplă chiar o chestie foarte drăgălașă, în general. Doamnele și domnișoarele care vin la acest curs au impresia că ele sunt cele mai începătoare. Sunt chiar întrebat așa într-o pauză, nume, eu sunt cea mai începătoare din grupa asta și e foarte complicat că ceilalți sunt extrem de avansați și le știu pe toate și încerc să le liniștesc, domnule, nu e adevărat, nu sunteți dumneavoastră cea mai începătoare, este sigur cineva și mai începătoare, nu vă faceți probleme, încerc să predau de la zero pentru că, de fapt, o să vedeți acum, nu sunt lucruri foarte, foarte complicate decât când ne pasionează o anumită zonă și pe aia o putem aprofunda. Deci, da, se poate veni cu inima deschisă la acest curs, indiferent de cât de începători sunteți. Bun. Haideți să vedem ce fel de grupe de curs avem. Cursul este același. Asta vreau să fie foarte clar. Este un singur curs care durează în sală 45-48 de ore. Nu vreau să vă stric bucuria, dar puteți să fotografiați cu telefonul sau cu echipamente mai avansate ecranul. Ce vedeți acum o să fie ușor îmbunătățit și o să produc un e-book care evident că o să fie gratuit și evident că o să fie descărcabil fără probleme. O să-l promovez și eu, poate și F64, deci o să aveți toate informațiile astea
nu foarte repede, estimez eu cam în 2 săptămâni ca să mai finisez un pic la el. Dar ce vedeți, sigur vor rămâne aici. Deci, un singur curs, 45-48 de ore în sală. Există, bineînțeles, un set de teme pentru acasă. Dacă promiteți că nu mă citați pe internet, așa, nu vă va controla nimeni de acele teme pentru acasă, dar sunt foarte bine făcute și v-ar prinde foarte bine să le faceți, care mai presupun niște ore și pe acasă de studiu individual, de lucru, de antrenament, practic. Hai să fim sinceri. Bun, tabla mulțirii am învățat-o acasă, da? De obicei cu mămica lângă noi, că asta era obiceiul în vremea respectivă. Dar nu poți să înveți să mergi și pe bicicletă sau să conduci la sală. Nu se poate. Bun, așa e și cu fotografia. Perfect. Avem mai multe tipuri de grupe. Grupa de seară, 15 ședințe luni și joi, între 6 și 9 seara, cu o pauză la mijloc. Deci cam cum suntem noi acum, doar că ar fi 3 ore și cu o pauză la mijloc, noi avem o oră și jumătate, deci e ceva mai lejer. Bun, următoarea grupă, 5 martie, 25 aprilie, înscrierile sunt deschise, s-au înscris deja câțiva viitori participanți, dar sunt locuri din plin. Bun, pentru cei care nu pot, nu vor seara, consideră că sunt obosiți sau n-au cum să ajungă fizic de la servici, de la școală, avem grupe de weekend, care sunt însă separate. Există grupă de duminică și separat grupă de sâmbătă. Deci nu facem și sâmbătă și duminică, că n-ar veni nimeni, evident, nu e așa? Bun, cea mai căutată grupă dintre toate grupele de curs este grupa de duminică. De ce? N-am o idee foarte clară, dar pot să bănuiesc. Seara vii obosit, nu e bine, sâmbătă te ocupă familia, duminică mai scapi un pic de acasă. Deci grupa de duminică, vă spun, este cea mai dorită. Bun, 12 ședințe în loc de 15 seara, numai că sunt un pic mai lungi, 10-14, deci 4 ore, cu două pauze. Deci o oră și un pic pauză, o oră și un pic pauză. Bun. Dimineața de între 10 și 14 suntem odihniți, deci da, putem să îndurăm 4 ore. Să știți, am auzit de cursuri, nu neapărat de foto, în care se face seara de la 6 la 10. Eu nu înțeleg cum pot oamenii aia să își țină cumpătul acolo timp de 4 ore. Bun. Duminica nu se întâmplă cursul aici, se întâmplă la sala din Bucovina 2B, care este fix vis-a-vis de Arena Națională. Bun, următoarea grupă de duminică, 15 aprilie, 29 iulie, încă nu este deschisă la înscrieri, trebuie să fie postată, dar asta o să iau o zi, două, deci nu-i problemă. Oricum, până în 15 aprilie mai e un pic de timp. Grupa de sâmbătă. Grupa de sâmbătă o să începe în sâmbăta viitoare. Este ocupată deja. Bun, următoarea grupă de sâmbătă după vacanțele din august. Bun. Grupa intensivă. E aici, e aici. Grupa intensivă a fost creată cu o dedicație foarte clară. Pasionații care nu au la îndemână cursuri de foto până orașul lor sau foarte aproape de ei, deci ne referim la cei din țară. Problema se pune în felul următor. Doar o săptămână, 6 zile, una după alta, 8 ore pe zi. Este dificil, este dur, este doar, e mai bine decât deloc. Deci nu îndemn pe cei din București sau de aproape să vină la grupa intensivă. Chiar din Ploiești, chiar din Pitești, chiar din Râmnicu Vâlcea veneau la grupa de duminică de obicei, decât să vină la intensiv. Este foarte, foarte dificil, mai ales pentru începători. La intensiv cel mai bine se simt avansați. De ce? Pentru că ei cunosc deja, au baza tehnică și absorb doar lucrurile în plus. Sau, cum se întâmplă la cursul ăsta, eu nu predau totul chiar standard. Anumite lucruri le mai răsucesc un pic și predau niște lucruri pe care nu prea le găsești nici chiar pe internet. Bun, ei se bucură de ele, dar au bază. Nu trebuie să absorbă 6 zile, 8 ore pe zi, ceea ce este foarte, foarte dificil. Bun, anul acesta vom avea 3 grupe de intensive. Următoarea este 7-12 mai, deci fix o săptămână, cum v-am spus. Înscrierile sunt deschise, sunt deja înscriși, deci nu mai sunt foarte multe lucruri acolo. Și vor mai fi încă 2 grupe, ultima săptămână din iulie și prima din septembrie, dar rămâne să vedem ce o să se întâmple atunci. O altă întrebare foarte, foarte frecventă, aveți suport de curs? Da, avem suport de curs.
se livrează în Dropbox. O să vă încurajez să vă faceți cont la Dropbox. Este gratuit în limita a 2 giga. O treabă foarte, foarte isteață, o să vedeți. Cam așa arată un folder de Dropbox al unui cursant care a trecut deja de jumătatea cursului. Deci acestea sunt toate materialele. Avem planificarea, avem temele de curs, acelea pentru acasă, temele pentru portofoliul de examen despre care vom discuta imediat și acestea sunt suportul de curs. Tehnică, foto 1, 2, 3 și după aceea a doua parte a cursului, portrete, evenimente, călătorie, produse, așa, interioare. Și mai este încă unul cu momente MBC pentru cei care sunt interesați cu adevărat. Deci, cam așa arată tot folderul. Bun. Ce ne facem cu examenul? Este un curs acreditat. Bun. Cam jumătate din cei care vin la curs, cu toată sinceritatea, nu vin ca să profeseze ulterior. Vin ca să-și pună în ordine cunoștințele, chiar avansați. Vin ca să-și sistematizeze cunoștințele. Estimez eu cam jumătate poate vor încerca să profeseze. Niciun fel de problemă, totuși îi încurajez pe toți să vină la examen. De ce? Durează cam o oră și taxa de examen este sub 150 de lei. Dacă ați venit la curs, veniți și la examen, că nu se știe niciodată când vă va folosi o diplomă acreditată. Dar, mă rog, asta hotărăște fiecare pentru el. Să vedem ce conține examenul. Sunt două etape. Partea teoretică, o grilă cu 18 enunțuri. V-am pregătit aici un exemplu ca să vedem cam cum arată. Sunt trei variante de răspuns, una singură este cea corectă. Acum recunoaște cineva că este avansat? Bun. Așa, dacă nu recunoaște nimeni că este avansat, o să trecem de ea pentru că nu avem vocabularul necesar. Știți care e problema cu fotografia? Avem nevoie de tehnică. Ori cum am dat-o. Cred că Michelangelo a spus că în fiecare bolovan, e o parafrază evident, se ascunde o operă de artă, totul este să dai coaja la o parte. Ai nevoie de meșteșug să dai coaja la o parte chiar dacă ai viziunea. Deci da, poți să fii artist până măduva oaselor. ADN-ul tău să fie pur, complet de artist. Fotograf în cazul nostru. Dacă nu ai tehnica, nu poți să concretizezi viziunea într-o imagine. Nu se poate. Bun, deci din cauza asta cam jumătate din curs este tehnică. Tehnică și abia atunci vom avea vocabularul necesar ca să putem să discutăm așa ceva. Ce e diafragmă? Ce e prioritate diafragmă? Și Doamne ferește cum funcționează ea. Bun, e simplu, dar nu avem acum timp suficient să lămurim. Cu o singură excepție, dacă cineva pune întrebare. Da, am o bănuială că nu o să se avânte nimeni să pună vreo întrebare. Prima variantă? Nu, băi, trebuie să o luminăm. Bun. Întrebarea asta, cum să spun, dovedește oarecum genul de vocabular pe care încerc să folosesc în timpul cursului. Bun. Nu poți să înlocuiești cuvântul diafragmă cu altceva decât dacă inventezi cuvinte noi. Dar chestia asta cu cum putem corecta o imagine prea întunecată, deci n-am zis subexpusă sau vun alt termen de jargon fotografic. Am încercat să o țin simplu, da? Imaginea e prea întunecată, bineînțeles că vreau să o corectez. Ce trebuie să fac? Suntem într-un mod de expunere cam ciudățel, care e prioritatea diafragmă. Primele două sunt capcane. Capcane pentru cei care bănuiesc ei că sunt avansați. Da? De ce? Pentru că dacă am fi într-un alt mod de expunere care se cheamă manual, deschiderea diafragmei ar duce la luminarea imaginii, deci am rezolvat problema în cazul acela, respectiv creșterea sensibilității ar duce la luminarea imaginii din nou, bun, numai că în prioritate diafragma nu va funcționa niciuna dintre astea două. Nu va funcționa. Bun. Putem să încercăm, dacă vreți. Așa. Bun. A doua parte a examenului, portofoliu. Portofoliu, mă rog, este un set de 20 de imagini din 4 teme. 5 fotografii în fiecare dintre cele 4 teme pe care le vedeți aici. Temele astea sunt temele mari ale fotografiei, să fim sinceri, portrete, da, oameni în general, dar după cum vedeți, e voie și la câini și la pisici. Să fie portrete, însă nu fotografii făcute la întâmplare, să fie cu blană, nu cu carapace, nu cu solți, nu cu așa, da? Bun, alea o să treacă la 4, da? La natură statică, macro, produse, hai, nu trecem la food, peștișorul nostru favorit, da, totuși, bun. Deci,
oamenii, în general, portrete, da? Fotoreportaje, acțiune, sport, eveniment. Ce sunt chestiile astea? Oameni care fac ceva. Da? Bun. Peisaje, arhitectură, nocturnă, interioare. Astea sunt chestii mari. Da? Bun, poate nu aveți peisaje, poate nu ieșiți la peisaj. Să știți, fotografia de peisaj nu pune probleme tehnice. Ah, bun, o să mă procopsesc o grămadă de comentarii când spun că din punct de vedere tehnic și spun așa cu gura plină, fotografia de peisaj este simplă. Partea complicată la fotografia de peisaj este să găsești peisajul și să-l recunoști că ăla e un peisaj care promite, care ne... Da, deci subiecte mari. Nici o problemă, mă uitam acum când veneam, era fixura aia de fotografia nocturne, cu cerul încă blomaren, se aprinseseră luminile, cu reflexii, mai era și un pic de pe la apus, bătea niște geamuri de la o anumită clădire, chiar arăta foarte bine. Bun, foarte frumos. Știți care e avantajul cu nocturnele? Nu ne trebuie vreme bună. La peisaje ne trebuie anumite condiții atmosferice, nu neapărat vreme bună, anumite condiții atmosferice. La arhitectură ziua ne trebuie de preferință soare, că dacă nu e soare arată prost. Așa, arată doar documentare. Bun, nu poți să nu, n-ai nici peisaje, n-ai nici soare, că ai stat până cu o săptămână mână înainte de examen, îți trebuie repede imagine. Ești frumos la nocturne, că asta poți să și plouă și tot le faci. Chiar le faci mai frumoase pe ploaie decât dacă nu plouă. Da? Și natură statică, macroproduse, food, care sunt subiecte relativ mici, mai mici de atâta, da? Nu vorbim de chestii de astea. A, eu mi-încurajez cursanții. Domnule, știți, de fapt nu vă trebuie echipament șmecher ca să participați la curs și să faceți imaginele pentru examen. Dar dacă voi vă doriți un obiectiv macro, vă duceți acasă și spuneți, domnule, vine examenul la cursul ăla de foto, îmi trebuie un macro, că uite, scrie acolo. Nici nu vă gândiți. Da? Una din tehnicile spectaculoase este să-i arăți cuiva cu un DSLR entry mid și pe el cu vestitul 18-55 de milimetri, care este cel mai disprețuit obiectiv în momentul de față, pe nedrept, așa, cum cu ăsta poți să fotografiezi, să umpli cadrul cu un subiect extrem de mic, ceea ce nu se poate face de pildă cu vestitul 24-70 cu 2.8, cu vestitul 85 cu 1.4, cu minunatul 70-200 cu 2.8 pe care și-l dorește toată lumea. Până când? Până când pune mâna pe el, când vede că are un kill 600, îi mai trece bucuria. Da? Mă rog, acum rămâne de văzut. Deci să fim sinceri, astea vrând nevrând le fotografiați și pentru voi. Da? 20 de imagini bune nu sunt greu de găsit în colecție. Bun. Așa. Grila, 18 întrebări cu o variantă de răspuns, din nou, nu este dificil. De ce? Pentru că sunt noțiuni pe care le bătătorim în timpul cursului. Nu se pune problema să aveți emoții la o astfel de testare. Realitatea e că, de fapt, veniți la un curs de genul ăsta ca să învățați pentru voi, să dobândiți niște deprinderi. Deci, pe asta trebuie să ne axăm, pentru că examenul va veni mai repede decât credem și va trece destul de ușor. Bun, care este scopul acestui curs? A, să putem folosi orice DSLR sau mirrorless. Bun, ce sunt astea? Sunt două tipuri principale de aparate foto. Bun, care sunt tipurile, toate tipurile principale de aparate foto? Aparatele compact. Apropo, telefoanele acum fac parte dintre aparatele compact. Este vorba de aparate relativ mici la care nu se pot schimba obiectivele. Ah, există aparate compact full frame, da? Zeiss RX1, dacă vă e dor, dar nu vrem să aflăm cât costă, da? Știți, era bancul ăla cu Rolls-Royce-ul, că dacă trebuie să întreb cât costă, nu poți să-l permiți. Bun, sunt și câteva aparate de fotografiat, oarecum în situația asta. Bun, compactele, da? Ce mai avem? Bridge-urile, aparate la care la fel nu poți să schimbi obiectivul, dar au niște obiective care se lungesc în mod spectaculos, nu neapărat fizic, cât că ne permit să fotografiem subiecte foarte îndepărtate. Da? Dăm o fugă până Kenya, dacă ne pregătim să fotografiem doar ziua, ne luăm un bridge ca lumea, are în jur de un kilogram, așa, și nu mai căram un obiectiv de genul ăsta care costă o mână și un picior și cu care vom avea probleme în avioanele alea mici cu care o să ne plimbe aia pe acolo, nu mai vorbim în mașini. Bun, așa, și ce au mai rămas? DSLR-urile și mirrorless-urile. Ce au ele în comun? Faptul că se pot schimba obiectivele. Asta e o treabă extrem de bună pentru flexibilitate. De ce? Pentru că scoți obiectivul. Da, astea două sunt DSLR-uri. Bun, scot obiectivul ăsta și pun un alt obiectiv cu alte caracteristici.
Bun, splendid. N-am mai pomenit. Până când? Până când intru într-o chestie al cărui acronim în engleză americană este GAS, Gear Acquisition Syndrome. Da, sindromul achiziției de echipament. Ăsta pe obiective se manifestă, în general. Și pe aparate, și pe flash-uri, și pe altele. Dar obiectivele sunt, pe genți. Eu am o problemă cu gențile. Așa, și cu trepiedele. Bun, refuz. Adică nu că refuz, nu știu câte genți am în momentul acesta. Curățenia de primăvară începe la sfârșitul februarie și poate voi afla. Bun, tot încerc să dau cadou din ele, să scap să... Așa, se întâmplă. Perfect. Deci vrem să punem mâna pe un aparat cum se cade, totuși glumă, dar faptul că putem să punem obiectivele după gust ne permite să abordăm cam orice tip de fotografie cu genul ăsta de aparate. Deci să luăm orice aparat cât de cât serios, inclusiv entry, nu ne referim la cele scumpe, ca să fotografiem chestiile comune. Ăsta e scopul cursului. Da? Bun. Mai mult, cei care sunt cât de cât avansați, vor putea, de pildă, ei să presupunem că au echipament Canon. Bun. Vor afla în timpul cursului ce ar trebui să facă cu echipamentul Nikon, ceea ce devine chiar interesant. Ești mai la început, te preocupi de alea tale, dar ai un pic de timp pentru că le cam știi, îți cunoști bine aparatul, poți tragi cu ochiul ce se întâmplă cu marca cealaltă de aparate. Apropo, dacă toți suntem aici, eu predau acest curs pe Canon Nikon pentru că 40% din cursanți sunt pe Canon, 50 și un pic sunt pe Nikon și ceilalți, dacă sunt pe mirrorless-uri. Sau rareori Pentax, mai apare cineva cu Pentax. Da? Bun, dar zdrobitor, Canon plus Nikon zdrobitor, din cauza asta. Eu stau cu aceste două aparate legate la computer și chiar arăt practic cum se schimbă setările, ce putem să facem, facem fotografii de test în timpul cursului pentru că vreau să vedeți. Știți voi că e povestea aia mai lungă, că dacă îmi spui o să uit, că dacă mi-arăți poate mi-aduc aminte, că dacă fac eu singur o să rețin. Asta cu făcutul singur, n-am cum să vă pun în timpul cursului, că n-avem decât 45-48 de ore pentru treaba asta. Va trebui să faceți acasă. Dar măcar vă voi arăta cât pot de mult. Bun. Așa, cam așa arată o planificare de curiozitate. Asta este de la grupa de duminică care e chiar acum în curs. Bun. După cum vedeți, o să aveți și voi planificarea voastră dacă vă înscrieți. Este pe segmente, deci grupa de duminică are 4 ore, sunt 3 segmente cu 2 pauze la mijloc și le puteți vedea. În a doua parte a cursului avem portrete, lumină extentă, blend de flash pe aparat, ia uitați-vă, o zi întreagă. Duminica următoare, portrete cu flash-uri laterale, asta e o chestie la care eu țin foarte, foarte mult. Utilizarea flash-urilor laterale, poți să faci foarte multe lucruri, o să vă arăt niște slide-uri în curând. Bun. Ăsta e un citat la care eu țin foarte mult. Eu l-am folosit multă vreme ideea aceasta, dar nu sub formă de citat. Până la urmă am deschis fotograful creator și am găsit că mi-aduceam eu aminte că ar fi spus ceva de genul ăsta. Este o chestie foarte, foarte importantă. Și susține ideea mea că tehnica este de mare folos. De ce? Pentru că nu pierzi vremea cu echipamentul, ci ai timp să te ocupi de subiect. Dacă subiectul este un copac nemaipomenit de frumos, un peisaj așa, o casă, te mai așteaptă. Subiectul uman nu te așteaptă. Evenimentul nu te așteaptă. Evenimentul, ce înseamnă evenimentul? Oameni care fac ceva cărora nu le pasă că există un fotograf pe acolo sau un cameraman sau amândoi, și ei își văd de treaba lor. N-au niciun pic de respect la adresa noastră, așa, ca să ne mai ajute un pic. Deci va trebui să ne descurcăm. Cum? Știind ce avem de făcut. Bun, nu e complicat, dar da, va trebui să o facem. Bun. Asta este sloganul cursului. Metodă simplă și rapidă, o să-mi spuneți voi după curs. Așa, dacă e simplă și rapidă, pentru a obține imagini cât mai bune direct din aparat. Asta e o chestie la care eu țin foarte mult. De ce? Poate pentru că sunt un dinozaur. De ce? Pentru că am învățat fotografia pe film. Pe film nu aveai LCD-ul, nu trăgeai și te uitai. Apropo, cunoașteți probabil minunata expresie care se folosește vis-a-vis de cei care se uită obsesiv. Nu e vorba de toți care se uită, că toți ne uităm. Cei care se uită obsesiv. Se numește chimping, da? Folositul obsesiv al monitorului aparatului. Bun. Deci, imagini cât mai bune direct din aparat. Hai să vă dau câteva argumente care s-ar putea să vă pară cu adevărat interesante. Dar înainte să le discutăm,
să lămurim o treabă. Nu sunt împotriva prelucrării. Prelucrarea, evident, este de folos. Dar hai să vedem dacă nu cumva o să ne placă să avem și fotografii cât mai bune. N-am zis perfecte, n-am zis finale, direct din aparat. În primul rând, trag și imaginea cum bine știți apare pe LCD-ul aparatului. Bun. Ieșim cu cineva în parc, hai să facem poze, hai să-mi faci niște poze, dar vă vede cineva cu un aparat ăsta, o să fiți imediat solicitat pentru chestii de genul ăsta. Bun, și puneți frumos aparatul la ochi și apăsați pe declanșator, se mai aude și clank. Ce o să zic în secunda 2? Dăm să văd, nu-i așa? Bun, ce poți să faci? Să-i arăți. Bun, dacă arată bine, te-ai scos. De ce? Atât cineva care ne-a rugat, deci un beneficiar, dar cu atât mai mult un client, diferența dintre client și beneficiar, clientul s-ar putea să-și plătească. Bun. Așa. În momentul în care îi arăți niște imagini bune pe loc, își dau seama că fotograful știe ce face și o să tindă să cam facă ce vrea fotograful. La noi nu există tradiția să faci ce zice fotograful. Bun. Dacă îi arăți ceva ca lumea, mai ai o șansă, da? Bun. Deci să arate bine imaginile, e o treabă folositoare. Gândiți-vă când faceți o treabă mai șmechere. Trageți într-o tabletă, apare imaginea în tabletă pe care o ține omul de la firma pentru care lucrați și arată buierului, scuzați, directorului general, imaginea. Bun, așa, și vede la o treabă cât de cât, deci, de arătat. E cu totul altceva. Apropo, dacă vă gândiți la business, deci la fotografii pentru companii, ceea ce cheamă americanii corporate fotografii, să vă fie clar că nu o să reușiți să rezistați în domeniul ăsta dacă nu aveți clienți repetitivi. Punct. Nu sunt destui pe piață în momentul ăsta ca să zici lasă-l încolo că găsesc altul. Nu, ne trebuie clienți repetitivi. Numai în felul ăsta se poate ajunge la o stabilitate financiară ca să trăim din fotografie. Din nou mă refer la companii. Nu vă gândiți acum la nunți. Da, da, există și nunțile acolo. Mă rog, acolo te bizui pe recomandări, nu te bizui pe rata divorțurilor, evident, da? Bun, și botezurile nu sunt nunt, așa că, bun. Mai departe, mergem într-o excursie. Venim acasă, descărcăm 500-1000 de imagini și imaginile arată frumos. Zicem, uite, domne, ce pasiune calma mi-am ales. Imaginile arată semifabricate. Păi începem să ne suflăcăm la mâne și să ne așezăm la computer și să vâzlim. Ok, munca e pentru actoare, da? Nu, asta e, mă rog, o lozincă după vremuri, da? Își păstrează valabilitatea așa cum, da? Bun, mai bine să fie imaginile de la decent în sus, măcar să poți să le arăți. Da, bun. Putem să generăm rapid probe pentru beneficiari. Ce înseamnă chestia asta cu probele? Este un obicei de-a nou. Deci eu în cariera fotografică am avut-o pentru companii, nu pentru persoane fizice. Bun, treaba a fost în felul următor. Cădeam la învoială, se semna eventual contractul, fotografiam, îi trimiteam imaginile mici, rezoluție ecran, ca să-și aleagă. Și de-abia după aceea prelucram ce-și alegea. Bun, te duci la o conferință de presă, deci o chestie banală de simplă. Tragi 150-200 de cadre, arunci din ele ce nu-ți place, rămâi cu 100 de cadre pe care trebuie să-i le trimiți clientului să-și aleagă câte 5. Câte credeți că o să-și aleagă? Bun. Câte credeți că o să fie dispus să vă plătească? Alea pe care și le-a ales, da? Bun, splendid. Adică eu prelucrez 100 de imagini ca să-i arăt clientului ce am? Nu. Eu le-am gata direct din aparat 95%. 5% am fost ghinionist, asta e, intru frumos, bineînțeles că întreabă să o prospect, nu e așa? Bun, asta e o discuție care rămâne să fie concretizată un pic altă dată. Așa, am șpegurile gata de arătat și pentru alea 5-10 imagini unde am avut ghinion, le prelucrez. Dar prelucrez 5-10 imagini să le vadă și după aia el în comandă și dacă e cazul, prelucrez pentru finale, nu pentru probe. Da? La nevoie putem livra imagini pe loc, nu vă dați seama ce înseamnă chestia asta. Ești în vârful muntelui cu clientul sau ești tu în vârful muntelui și vrei să trimiți o fotografie ca lumea pe Facebook. Da? Să știi să o generezi cum trebuie direct din aparat, e o treabă destul de... sau din rucsacul supradimensionat scoți laptopul și încep să... Avem chestii mai bune de făcut cu viața noastră decât să reparăm ceea ce n-am vrut să lucrăm îngrijit la fotografiat. Bun. Ce înseamnă o fotografie bună tehnic? Atenție, tehnic, n-am zis compozițional, n-am zis momente, n-am zis alte lucruri. Clară, luminozitate corectă, culori plăcute, atâta tot.
Trei căsițe de bifat, păi e prea greu, nu este greu deloc, da? Bun, așa. E, de acum începem să parcurgem cursul, da? Bun, asta și ce am făcut până acum este în prima ședință și de acum. Asta e toată tehnica fotografică. Vă spun eu, repede înainte, sunt 8 lucruri acolo. Nu puteți să stăpâniți 8 lucruri. Păi sigur că puteți, pentru că majoritatea ați venit cu mașina. Și cei care n-ați venit, conduceți. Da? Bun. Când vă așezați la volan, ia numărați voi în jur, vedeți că sunt mai mult de 8. Bun. Așa. Deci, luminozitate corectă, claritate, culori. Asta e tot. La luminozitate acolo sunt multe. Dacă trebuie să aflăm de corecția de expunere, de timp, diafragmă, sensibilitate, cei trei parametri de expunere, nu cumva să ziceți că sunt 4, corecția de expunere nu e parametru de expunere. Bun. Despre flash. Ok, la claritate n-avem decât timpul de expunere care se referă la redarea mișcării și focalizarea, evident, că neclaritatea poate să vină la mișcare sau de la focalizare. La culori plăcute avem balansul de alb, dar am mai strecurat eu acolo o chestie cu aspectul imaginii. O să vedeți imediat despre ceva. Asta e toată tehnica. Asta e jumătate din curs. În momentul în care am parcurs-o pe asta, avem un vocabular comun și știm ce să facem. Da? Mai bine zis, ne uităm la o imagine, nu prea ne place de ea și suntem în stare să spunem ce nu ne place la o imagine. De pildă, domnule, e verde. Am fotografiat pe cineva și verzui la față. Sunt două posibilități. Unu, are rău de mare. Doi, așa, e balansul de alb greșit. Bun, dacă știu chestia asta, mă repet la balansul de alb, îl rezolv și mai trag niște cadre. Asta e tot. Că pe digital e simplu. Tragi și te uiți. Totul este să ai mintea limpede și să știi despre ce-i vorba, pentru că altfel nu știi unde să le cauți. Am văzut cazuri, oameni care greșeau balansul de alb și se repezeau la expunere. Și acolo sunt multe, timp, diafragmă, sensibilitate, la care umblu, cum umblu. Pentru ce? Pentru chestii care nu se repară în felul ăsta? Hai să fim sinceri. Da? Bun, ce se mai discută în prima ședință? Părțile componente ale DSLR-ului. Bun, care sunt multe, dar așa un pic de cultură generală, nu ne pune nimeni să le învățăm pe de rost. Dar e plăcut să știi ce se întâmplă când apeși pe buton și face clank. Da? Bun, așa, o să discutăm puțin despre obiective. De ce? Pentru că mai încolo există o ședință întreagă despre obiective. Prima ședință nu e locul unde se discuți chestii importante, da? Toată lumea e cam ca acum, e mai circumspectă, ca să spun așa, da? Dar trebuie să știi cum îl cheamă pe obiectivul tău și cam despre ce e vorba, cam ce face focala, cam ce e cu luminozitate. Da? Foarte, foarte puțin despre full frame versus format redus, respectiv senzorii crop, cum ni se spune acum. Bun, de ce anume? Pentru că, și majoritatea discuției se centrează pe faptul că full frame-ul nu înseamnă că ne aduce doar avantaje și captorii de format redus au avantajele lor, ceea ce e o treabă foarte, foarte interesantă. Bun, vă pot spune, deci în anii trecuți, când m-a prins și pe mine, mă rog, mai ieșeam cu amicii la fotografie de păsări, vorbind de păsări în libertate. Cu găinile e mai simplu, cu păsările în libertate e complicat, că sunt mici și nu te lasă să te apropii. Bun, așa. Aveam două full frame-uri acasă și un aparat crop. Eu cu ăsta ieșeam la păsări. De 5300, asta care îl vedeți pe masă, aparatul meu de cursuri, a fost cumpărat pentru cursuri, eu scoltam la păsări. Păi cum adică, n-ai full frame? Ba da, am, dar mi-e se pasărea mai mică și păcat. Nu e așa? Deci, da, avem avantaje semnificative. Bun, factorul de crop, așa de curiozitate, că s-ar putea să nu fi văzut desenul ăsta vreodată, așa că toată lumea încearcă să explice din vorbe. Așa. Și după aceea manevrare. Cu rotițe, cu cum se modifică setarea. Ok. Unde poate să fie o setare de la aparat? Sunt trei locuri marșilate. Unu, am buton dedicat. Da? Am aici un buton pe care scrie ISO. Da? Sensibilitate. Apăs pe el și face ISO. Bun. N-am buton dedicat. Ăsta n-are buton de ISO. Ce fac? Mă uit și eu. E Canon, e Nikon. Am un buton pe care scrie I. Apăs pe I. Da? Și ajung la sensibilitate. Ia să vedem dacă izbutim. Sigur că ajungem. Ia uite ce frumos și am ajuns. Da? Bun. Nu mai vreau 100, vreau 400. Perfect. Validez cu OK-ul, pișc declanșatorul și îmi văd de treabă. Da? Bun. Deci manevrarea generală a aparatului, pentru că n-avem cum din prima ședință să cunoaștem setările. Bun, ia uite, Canon cu o rotiță, cu două Nikon, o rotiță, două. Dacă avem în sală oameni care au Sony, apropo, mi-am luat și Sony APS-C. Am și un 6000 și un 6500.
V-am zis de Gear Acquisition Syndrome. Am zis că mi-au și eu un A6000, îmi iau două obiective Sigma, un 19 și un 60, alea cu doi, care costă 800 de lei bucata și gata. Aha, am o trusă uriașă Sony acum, dar pe care o să încerc să o mai micșorez. Da, îmi place, Sony face niște lucruri foarte interesante. Care? Păi să ai un aparat atâta ca să fac, care face fotografiile ca ăsta, cel puțin ca ăsta, e interesant. Te duci undeva, se sperie. Deci, se uită, domnule, ăsta e un turist, ăsta e un, nu se știe ce, așa, care își imaginează că face poze. Și tu ai aceeași calitate în el ca ăsta. Sau ca fratele mai mare, ăsta 7200. Bun, așa, tipurile de fișiere, îmi pare rău, aici cam o jumătate de oră ne-ar trebui ca să lămurim doar chestia asta. Bun, așa, după aia trecem la luminositatea imaginii, care se cheamă în jargon expunere, da? Bun, cum poate să fie o imagine? Întunecată, luminoasă sau numai bună? Cum hotărâm, da, vizual, histogramă, highlights? Asta e noua... nouă slide de la histogramă, ca să vedem cam cum arată o histogramă. Imaginea e chiar recentă. Am nimerit până apuseni, acum câteva săptămâni, și asta e o imagine de acolo. Bun. După ce am hotărât ce facem cu imaginea, ce trebuie să-i facem, să o luminăm, să o întunecăm, ajungem la compensarea de expunere. Asta e un experiment foarte, foarte interesant, dar nu știu dacă avem timp. Poate vă aduceți voi aminte dacă reușim să scăpăm. Așa, mă provocați să vi-l arăt acum. Bun, în două vorbe. Aparatele noastre, cât de șmechere sunt ele, se păcălesc. Încerc să fotografiez o coală albă și una neagră și ies amând. Nu mă credeți. Ok, hai să vedem dacă e adevărat. Deci chestia asta, până nu o vezi, nu o crezi decât dacă chiar ai încredere, dar eu nu încerc să-mi fac, cum să zic, nu-mi doresc să mă credeți pe cuvânt. Hai să vedem dacă chiar este adevărat. Bun. Ia să vedem cum stăm noi pe aici. Va trebui să o ținem mâna, dar asta e. Vă întrebați de ce ar trebui să o ținem mâna și nu o pun aici. Am un obiectiv foarte șmecher care se cheamă 50 cu 1.8, pe care vi-l recomand cu mare căldură. Cu ăsta nu poți să te apropii mai mult de 45 de centimetri de ceva și eu am mai puțin până aici. Așa, de asta e bine să fii înalt, da? Da? Bun. Dacă aveam lumină uniformă și astea perfect mate, erau identice, da? Da, cred că... Ah, hai să ne uităm la histogramă. Să ne uităm la histogramă. Observați că marginea histogramei este fix în acel loc. Da? Amândouă sunt gri, mediu, mediu. Bun. Așa, acum ați văzut-o în direct, deci nu am falsificat-o, că nu e așa că poate să le falsifici acasă. Da, poți să iei orice și tragi de slider în Photoshop sau mai știu eu ce, dar Photoshop oricum e cel mai folosit. De ce? Pentru că l-are toată lumea. Așa, îmi povestea cineva, domnule, computerul meu a venit și cu Office-ul și cu Photoshop-ul și... Bravo, domnule! Foarte frumos! Așa. Bun. După ce trecem cu de compensarea de expunere, ajungem la timpul de expunere, diafragmă, sensibilitate. Da? Bun. Este adevărată, nu este șmecherită. Deci tot ce veți vedea aici nici măcar nu sunt prelucrate. Necum, și asta nu e regizat. Așa, în mod normal se mai regizează astea, dar asta nu e. Bun, redarea mișcării, că asta face timpul de expunere, diafragma, așa, care profunzimea și care alte lucruri, da, din nou, stăm destul de prost cu timpul. Bun, așa, neclaritatea pe fundală. Asta e una din chestiile care, din nou, nu se predau chiar ca lumea. Cam tai un pic din slide-urile noastre televizorul ăsta. Bun. Deci, săgeata asta este mai jos decât a fost intenționat. Ar fi trebuit să fiu mai atent. Bun. O chestie care nu prea se predă deloc. Se predă la profunzime. Vrei să faci un portret cu fundal neclar. Nu-i la modă. Da, iei o mândră, o pui aici, o vrei pe ea bust, frumos, clară și fundalul îl vrei neclar. Bun. Foarte frumos, nimic rău în asta. Și ți se spune, păi ia-ți un obiectiv mai luminos, deschide diafragma, bun, micșorezi profunzimea, DOF-ul, da? Depth of Field. Foarte frumoase acronimele astea americanești. Bun. Da, e adevărat, micșorezi profunzimea și se face fundalul mai neclar. Dar mai există un parametru cu care poți să faci fundalul neclar fără să micșorezi profunzimea. Ok? Vreți să aflați? Distanța focală.
măriți focala. Da? Bun, la aceeași diafragmă măriți focala. De curiozitate, portret cu fundal neclar se poate face cu 18-55 la 55 de milimetri cu 5-6, că atât are el. Da? Bun, cum? A, trișăm. Nu v-am zis ce este cea mai importantă din acest curs. Ideea de a trișa, care a trișa la acest curs înseamnă să cunoști fenomenul. Atenție, asta e expresia cheie. Să cunoști fenomenul, nu e de glumă. Dar dacă cunoști fenomenul, poți să joci în avantajul tău. Sau măcar să-ți dai seama că nu se poate face. Dar de obicei poți joci în avantajul tău. Da? Bun, trișezi. Pui pe cineva, dai pe 55, am zis că focala mare câștigă, da? Încadrezi, așa cum micșorezi și profunzimea, evident. Încadrezi cât mai strâns, deschizi frumos diafragma la 5,6 și unde ai trișat-o? Alegi un fundal departe. Nu te apuci să proptești subiectul de gard, pentru că nu o să iasă gardul neclar. Alegi un fundal departe. A, te uiți în geantă. Și acolo tu ai pe aparat 18-55 și în tașcă ne așteaptă un 55-200. Îl punem pe ăla, dăm pe 200, ne ducem în spate cât avem nevoie să ne facem cadrul din nou și o să vedeți fundal neclar. Da? Bun, ia uitați-vă cât de neclar e ăsta față de ăsta. Subiectul e același, da? Bun, de ce e mai neclar? Pentru că distanța focală este mai mare. Ok, ajungem la sensibilitate. Dacă tot v-am pus slide-ul ăsta, nu știu de ce, așa, trebuie să vă pun numai de-aia cu text. Da? Mă rog. Ok. Ce se vede aici? Se vede că dacă tragi pe partea întunecată a subiectului, o bași pe mânecă. Vedeți că pe partea întunecată este jumătatea cealaltă a portocalei, care ar fi trebuit să fie aproape identică cu asta, că doar le-am tăiat cu un cuțit bine ascuțit. Bun, acolo nu se vede nimic, aici se văd detalii chiar frumușele, nu? Bun, și este, mă rog, recunosc că este la o sensibilitate destul de mare, nici n-am mai spus care. Bun, vedeți că aici deja am zgomot și nu mai am textură, dar aici s-a terminat. Față de aici, păi putem să comparăm în niciun caz. Și mai sunt câteva chestii, dar chiar stăm destul de prost cu timpul și am ales și eu câte un slide, două de la fiecare capitol. Da? Bun, tot de la sensibilitate, auto-ISO, o treabă foarte deșteaptă pe care eu am urât-o ani de zile. Până când? Până când am descoperit că la DSLR-uri, atenție, la DSLR-uri, la mine e bine să ascultați toate cuvintele. Bun, la DSLR-uri, nu și neapărat și la toate mirrorless-urile, aparatul urcă sensibilitatea dacă e pe auto în ultimă instanță, când nu mai are ce să facă altceva și când oricum o urcam și eu. Cât o urcă? Tot atât cât aș fi urcată și eu ca să obțin aceiași parametri. Bineînțeles că pot. Bineînțeles că pot la orice aparat. Și mai pot să fac niște figuri dacă am Nikon, dacă am Canon șmecher, dacă am Sony șmecher și așa mai departe. Deci da, se pot face multe lucruri interesante cu auto-ISO. Ok, după ce terminăm timp diafragmă sensibilitate, ne ducem la modurile de expunere, din care aici este doar, am pus slide-ul de la modul manual. Da? Bun, sunt, slavă Domnului, moduri de expunere. Câte moduri de expunere sunt? Cine se aventurează? Prioritate de diafragmă, prioritate de timp și program. Mai este program. Minunat, 4. Așa. Dacă veniți la curs, o să vă spun că 8. Da. Ok, bun. De ce? Sunt 4x2. Sunt 4x2. Bun. Întâmplarea face că 4x2 face 8 aproape de fiecare dată și 2x4 tot atâta face. Bun. De ce sunt 8? Și de ce nu ne spune nimeni că sunt 8? Ca să nu ne prindem urechile și mai tare decât ne-am prins în cele 4. Pentru că și așa abia ne descurcăm cu astea 4. Bun. Păi ce face un mod de expunere? Ne spune un singur lucru. Cine pune timpul, cine pune diafragma. Corect? Prioritate diafragmă. Eu pun diafragma, aparatul pune timpul. Prioritate timp. Da? Timpul e la mine, diafragma e la aparat. Program amândouă la aparat, manual amândouă la mine. Și unde este sensibilitatea? Că sunt trei parametri de expunere. Da? Bun. Câte combinații avem din trei parametri? 2 ori 2 ori 2, 8. Bun. De ce? Pentru că avem program cu ISO fixat și cu auto-ISO, până la capătul cealalt, manual cu ISO fixat și cu auto-ISO. Corect? Sunt 8. Așa. Da, de fapt, pe noi ne interesează că sunt doar două categorii, manualul clasic, timp, diafragmă, sensibilitate fixate și toate celelalte care sunt moduri automate. Și le vom folosi după cum avem nevoie.
Nu după cum scrie pe internet. Internetul este izvorul tuturor informațiilor mai bune sau mai puțin bune, așa că treaba se încurcă. Aveți grijă când suntem la început cu ceva și căutăm informații pe internet, putem să ne păcălim. De pildă, eu nu mă pricep la off-road. Și, sau mă rog, știu foarte puține. De alea care le știu, le cam știu. Bun. Și mă uit și mă cam frec la uit ce scriu unii și alții în grupuri de Facebook și în alte locuri. Trebuie să se alegi cum trebuie sursele de informare, cel puțin la început, până te lămurești cu chestiile de bază. Pentru că spun în inexactități cu o mare dare de mână, ca să spun așa. Bun. Modul de expunere, la ce aș folosi eu modul manual clasic? Începusem cu netul. Păi acolo scrie, fotografii serioși lucrează doar în manual. Greșit. Așa. Pe subiecte dificile, în lumină constantă. Dacă lumina nu este constantă, nu folosim modul manual. Pentru că nu o să ne placă. O să vedeți la momentul respectiv. După ce terminăm și modurile de expunere, ne apucăm de o treabă interesantă care se cheamă la mine interacțiunea timp-diafragmă-sensibilitate. Chestia asta o puteți găsi descrisă, dar trebuie să aveți răbdare cu omul la care preda acolo pe video, la Niconiști. Este site-ul Niconiști.ro și acolo, dacă vă faceți un cont gratuit, o să găsiți vă 12 lecții în format video. Așa, tipul care predă este înfiorător, vorbește foarte monoton, dar informația este bună. Așa, ok. Aici măcar aveți posibilitatea în direct să vedeți cum fac la curs și încă nu mă ajutați deloc. Da, asta este. Bun. Chestia asta, spre deosebire de triunghiul expunerii, funcționează. Triunghiul expunerii este o treabă foarte frumoasă pe care probabil au făcut-o maiași. Așa, arată foarte exact, ca precum calendarul maiași. Te uiți la el și zici, mamă, ce chestie frumoasă. Și se aduce aminte că timpii scurți îngheață mișcarea, că diafragmele deschise dau profunzime mică, că așa, sensibilitatea mare îți dă zgomot. Foarte frumos. Da, astea le știam, n-am nevoie să mi-o aduc aminte. Bun, chestia asta funcționează. De ce? Pentru că dacă apuci de aici și împingi de ăsta așa, clic, clic, te uiți la altul ce face. A, coboară, clic, clic. Da? Și după aceea poate mai urc și de aici sau mai cobor pe sensibilitate. Chestia asta funcționează și putem simula cu ea vreo oră, așa, la curs, cam toate situațiile. Că poate vreau să fotografiez peisaj, arhitectură sau poate sport și poate să fie soare, poate să vină norul, poate să se facă noapte. Și chestia asta trebuie discutată. De ce? Ca să începem să ne lămurim când alegem o anumită diafragmă, când ne e teamă de sensibilitate, când ne e teamă de timpul de expunere. Și ce facem? Vă dau acum, pe scurt, dar e cam zen. Trei parametri de expunere, timp, diafragmă, sensibilitate. De fiecare dată mi-e teamă de unul dintre ei. Mă uit la subiect. Se mișcă sau nu se mișcă? Mă uit și la aparat. E în mână sau e pe trepied? Dacă aparatul e în mână și sau subiectul se mișcă, mi-e teamă de timpul de expunere, mai ales dacă am lumină puțină. Acum, aici, de pildă, nu puteți să trageți la 100 ISO, care este sensibilitatea cea mai grozavă, că îmi dă cea mai bună calitate de imagine, da, zgomotul minim și gama dinamică maxim. Scuze, pe mine mă mănâncă limba, asta e una din defectele mele, mai scap așa câte o pisică din sac în timpul cursului și trebuie să o și explic după aia. Bun, așa, deci nu putem să tragem 100 ISO, diafragma 11, așa, și să mai și fotografiem pe cineva care face așa. Nu care se zbate, nu care se recoardă, care face așa. Nu se poate. Chiar de pe trepied, nu se poate. Așa, suntem curioși. Păi, poftim? Nu sunt diafragma, mai și sensibilitatea mai mare. Așa, din nou, de asta va trebui să discutăm chestiile astea mai ca lume. ISO sensitivity settings, îi dăm un 100, așa, scoatem auto, perfect, ne ducem în manual, îi dăm diafragma 11, nu, ne ducem în prioritate diafragma și dăm diafragma 11, ca să nu ziceți că ascund ceva. Deci, prioritate diafragmă. Diafragma 11, ISO 100. Ce am zis? Adinauri. Așa, simțim către cine? Către doamna care spune în care simți umorul lui. 4 secunde. Deci, și de pe trepied e se mișcat. Da? Că la 4 secunde... E mort.
E, acum poți. Dacă mergem aici la un pic la stânga, luăm niște gaffer tape, un fel de izolir band așa, legi pe cineva bine, bine de scaun și, dar ne trebuie și un scaun cu spătar. N-ați văzut pe în filme până epoca... Poftim? Și inima, și mâna fotografului, și inima, că sunt bătăcate. Nu, că punem pe trepied. Bun. N-ați văzut pe în filme până epoca victoriană, că aveau așa un păr și aici aveau o clemă și îi puneau să stea așa? De ce? Pentru că aveau timp lungi de expunere și aia stăteau foarte... Așa, erau ajutați cu și mergea. Dar apropo, le făceau foarte, foarte bine și mult mai îngrijite decât ale noastre. Să fim sinceri, știți cum se pune problema? Dom'le, am fost la o petrecere și am făcut 500 de poze, dintre care 200 sunt superbe, sunt nemaipomenite, îi vezi pe aia făcând tot felul de lucruri pe care vi le imaginați și voi, da? Bun. Și vine cineva și scoate dintr-o cutie fotografia lui bunica făcută la studio. Una singură. Aia merită să ajungă la urmașii urmașilor, așa, și noi nu mai avem fotografii cum se cade. Dovada, foarte simplu. În momentul în care ne pregătim de curs, deci am deja lista de înscriere și se apropie începutul cursului, eu trimit un chestionar extrem de simplu de rezolvat la viitorii cursanți, de genul nume, prenume, așa, ce echipament are, cam unde crede că e cu fotografia, dacă are cerințe speciale de la curs și să-mi pună și o poză cu el. Nu neapărat artistic, așa de identificare. Nu vreți să vedeți cam ce imagini trimit oamenii. Ca și cum niciodată n-ar avea nevoie să trimită un CV. Da? Bun. Hai să... Știți care e problema? Noi suntem acum într-un spațiu public, da? Pentru că, aici ca aici, suntem între noi, suntem prieteni, da? Ne începe să ne placă unii de alții. Dar gândiți-vă că se transmite pe net, da? Bun. Sunt site-uri în care, mă rog, oamenii își pun și ei profilele și ar trebui să arate extraordinar de bine. Și își pun niște fotografii de tot plânsul. Da? Bun. Câțiva colegi din sală s-au prins la ce site-uri mă refer, dar, mă rog, nu de Facebook era vorba. Așa. Bun. Deci, exact cum v-am spus, aici e cu regulile și aici este cu ce facem. Da? De pildă, ăsta e de la nocturne. Așa, făcute de pe trepied. Pot să-mi permit o diafragmă 8? Bineînțeles. Pot să-mi permit ISO 100 sau 200? Cu mare ușurință. De ce? Pentru că pot să lungesc timpul de expunere cât vreau. Așa. Ăsta e pe Dunăre, nu e pe mare. Deci vaporul nu făcea așa. Da? Bun. Era și mare și greu și stătea pe loc. Da? Bun. Așa. O să vedeți mai încolo pe la nocturne. Bun. Așa. O să discutăm despre declanșare. Slavă Domnului, sunt multe de discutat, inclusiv pentru pretențioși. Da, ideea de mirror up, de întârziere la declanșare, de figuri de genul ăsta. Dacă avem și participanți cu mirrorless, să vedeți acolo ce distracție este cu prima perdea electronică, cu lucruri de genul ăsta care sunt foarte, foarte folositoare. Da? De pildă, vă luați un Sony. Sau un Nikon de 810. Poate există și la Canon. Bun, ok, să ai prima perdea electronică. Păi poți să folosești un trepied mai ușurel, ca să-i spunem așa. De ce? Pentru că nu mai face oglinda, așa, nu mai face nici obturator. Și obturatorul, cum face mult mai puțin decât oglinda, dar nu mai face nici obturator. Dacă nu bate vântul, n-ai nicio problemă, pentru că nu se mișcă nimic până la sfârșitul expunerii când se închide obturatorul. Scuze că folosesc cuvinte mai greu digerabile, cum e chestia asta cu obturatorul, dar, bun, este un dispozitiv aflat în fața captorului, care la DSLR-uri stă închis. Se deschide doar după ce apăsi eu pe declanșator. Dacă cineva se pregătește acum să-mi dea peste nas, că nu se deschide exact când apăs. Nu, am zis după ce apăs pe declanșator. Bun, se deschide și rămâne deschis un anumit timp în care imaginea creată de obiectiv este proiectată pe captor și înregistrată. Timpul cât stă deschis este timpul de expunere. Și după aceea se închide frumos la loc, la DSLR-uri. La mirrorless treaba este un pic mai complicată. De ce? Pentru că el trebuie să stea deschis ca să ai vizare. Bun, deci stă deschis. Și dacă ne bizuim pe obturatorul ăsta cu lamele mecanice, să-i spunem așa, cu toate că e dirijat electronic, bun, la un mirrorless trebuie să se închidă, să se deschidă, să facă fotografia, iar se închidă și iar se deschidă. Și se aude clank, clank. Așa. Dacă îi dai prima perdea electronică, slavă Domnului, e mai simplu. Dacă are silent cu totul, iar e mai simplu, dar ne pândesc alte chestii, pe care, apropo, nu le predau la curs. Eu nu pronunț în curs sintagma rolling shutter. Așa, dacă aveți vreo problemă cu chestia asta, nu. Eu încerc să nu prezint la curs nicio chestie care să ne sperie. De ce? În momentul în care suntem stresați, ne ies fotografiile mai prost. Trebuie să ne concentrăm pe chestiile care le putem face cu echipamentul nostru și să ne iasă treaba cum
Trebuie. Bun. Așa. După aia focalizarea, bineînțeles. De ce? Pentru că focalizarea necorespunzătoare este un izvor de neclaritate. Bun. Mai departe, balansul de alb. Când am terminat focalizarea, am terminat și partea cu luminozitatea corectă, am terminat și partea cu claritatea. Neclaritatea vine la timpul de expunere, deci mișcare, și de la focalizare. Bun, ce mai avem? Culorile plăcute, balansul de alb, după cum vedeți, arată un pic diferit. Cele două imagini nu sunt făcute din prelucrare, sunt făcute de adevărată. Bun. Așa, și după aceea vom discuta despre aspectul imaginii, unde intră picture control, picture style, creative style sau cum se cheamă la aparat nostru, film simulation dacă e Fuji. Așa, bun, voi termina înainte să închidă magazinul dacă aveți comenzi date și vă pregătiți să vă duceți pe la casierie. Așa, eu îmi previn cursanții, fiți atenți în pauze, nu vă plimbați prea mult pe lângă vitrine că ne trezim pe la casierie, da? Și acolo treaba se încurcă, da? Mă rog, asta este. Dar putem să ne alegem și noi un hobby mai pașnic, de genul să scriem poezii. Hârtie și un capăt de creion și scrii poezii. Ok. Bun. Discuție despre obiective. Așa. Apropo, asta e făcut cu un fișai. Nu e făcut teleobiectivul care este pus acolo. Bun. Așa. Uite cineva care la tehnică cam strâmbă din nas, dar se pricepe la chestiile astea. Foarte frumos. Așa. Există mai ales doamne și domnișoare care au un ochi artistic foarte bine dezvoltat. Hai să-i facem dreptate. Cum să vă arăt imaginea așa reală. Asta a fost imaginea fotografiată de adevăratele care după aceea a fost întoarsă. Da? Deci a fost gândită de la fotografiere și de asta am ținut aparatul înclinat, să nu-i spunem strâmb, că nu era strâmb. Așa, era doar înclinat. Bun. Așa, ne mutăm la ale noastre. Din nou crop full frame, de curiozitate să vedeți cam cum arată când pui obiective crop pe aparate full frame. Nu toate lasă marginile aia negre atât de mari, dar da, vedeți că ăsta încadrează foarte bine zona de crop, dar nu încă umple cadrul la full frame. Obiectivul e 18-200 de la Nikon, dacă sunteți curioși. Bun. Așa, perspectiva, care e o chestie care eu consider extrem, extrem de importantă și o să o predau în două locuri, nu doar într-unul, și la obiective și după aia și la peisaje, cu toate că perspectiva ne folosește la orice. Este vorba de raportul dintre un subiect apropiat și un subiect îndepărtat, raport dimensional. Deci, copacul și căsuța, care în stânga căsuța, vă întrebați unde e căsuța. Și după aia vă uitați mai bine și o găsiți la un moment dat, în dreapta deja se vede ceva mai bine. Așa, n-a fost dealul ăla destul de înalt pe care eram eu ca să fac una și mai gogonată. Bun, așa, și vom vorbi de flash. Apropo, flash-ul este o chestie la care eu țin enorm de mult. Deci este o tehnică extrem de simplă, utilajele sunt micuțe și drăguțe în epoca noastră, deci în epoca noastră putem să lucrăm cu niște de-astea. Care dacă te străduiești un pic, îl bagi în buzunar, nu mai zic dacă ești cu geaca pe tine, bagi două de-astea în buzunar, așa, și cu două de-astea, da, frumos ar fi să ai niște stative, că e complicat să ai asistentă care să-ți țină flash-ul. Așa, bun, ai niște și niște stative, poți să faci o mulțime de lucruri. Bun, apropo, o să găsiți pe net, domnule, nu flash, că strici atmosfera, că da, e adevărat, dacă nu o folosești atent. Da, bun, așa. Bun, de curiozitate, asta e făcută. După cum se vede foarte bine, imaginea de copertă cu flash-uri laterale, însă nu pe aparat. Bun. Și vedeți ce echilibrare bună. Din nou, nu este prelucrată, nu i-a făcut nimeni nimic. Culorile și contrastele sunt un pic mai mari de la televizorul ăsta nemaipomenit, dar asta este. Vedeți cât de bine echilibrată lumina pe fața ei cu restul peisajului. Destul de simplu se face treaba asta. Bun. Și s-a terminat tehnica când am învățat să dirijăm și flash-uri la distanță. Vedeți comanda flash-urilor la distanță și în dreapta este panoul unui astfel de, e chiar unul din flash-urile astea. E un Godox TT685. Bun. Și e panoul de dirijare radio al lui către alte flash-uri. Bun. Acum am terminat tehnica și ne ocupăm de genuri fotografice, de tot ce am putea să avem nevoie. Da? Portrete, lumină existentă, blende, flash pe aparat. Așa, ăsta e lumina existentă, este surprins, nu e așezat, nu e nimic. Da? Bun, chestia asta se cheamă candid photography. Te uiți în jur, vezi ceva care l-a aranjat
altcineva, nu a fost aranjat de un fotograf, domnișoara pur și simplu se odihnea. După ce scăpase de mai mulți fotografi, așa, care au chinuit-o pe acolo până în zonă. Bun. Erau vreo 4 fete și de asta a avut un pic de odihnă. Și eu m-am uitat și am zis, ia uite ce frumos și se așează astea pe regula 3.000-lor. Ia să tragem noi un cadru fără niciun fel de bătaie de cap. Da? Bun. Flash-uri laterale. Acum știm să le dirijăm, dar trebuie să aflăm și cam cum să le punem. Cum să le punem? Simplu, rapid, eficient și să-mi iasă bine cam orice s-ar întâmpla. Da? Vă întrebați cum adică să-mi iasă bine orice s-ar întâmpla? Păi destul de simplu. Ai un model pe care îl pui așa. Vii aici cu un flash, nu se știe că e softbox, că e umbreluță, că e mai știu eu ce. Bun, foarte frumos. Și în momentul în care vă pregătiți, ați trecut deja de jumătate cu apăsatul pe declanșator, modelul zice, a, nu, că profilul... Frumos ar fi să pui o lumină ceva mai rezistentă, să poată să facă un pic așa, fără să strice ție aranjamentul. Bun, aici recunosc că au fost 3 flash-uri, vedeți ce schema de lumină care e pusă în stânga, n-am lipit-o de pian, să știți. Am pus-o eu acum pe fotografie unde am putut, ca să nu stric prea mult. Apropo, e făcută cu un Sony A6000. Da, bun. Deci și cu obiectivul Sigma de 60 mm la care costă 800 de lei. Deci total cost fără flash-uri, dar flash-urile au fost de-astea. Așa, total cost fără flash-uri 2800. Până în 3000, mă rog, eu l-am luat la 2200 aparatul, dar mă rog, e 2100 acum. Deci nu trebuie echipament scump. Trebuie să... Ok? Un slide pe care l-am scos eu ca să nu vi-l arăt. Bun. Subiectul, fundalul, lumina. Sunt chestiile primordiale în ordinea asta, da? A, cum îndrăznesc să pun lumina la coadă? Păi uite, că poți să vii cu ea de acasă. Da? Bun. Subiectul l-am avut din plin, da? Bun, tânărul chiar arată bine. Așa, și cântă foarte bine. Așa. N-am avut public în spate, da, uite. Așa. Bun. Fundalul, nu m-am dus către scenă, pentru că nu era nimic acolo care să-ți folosească, să-l bagi în cadru. Am zis, aici măcar se vede, e vorba de o sală. E clar despre ce vreau. Păi când aici pui un pian aici, ai peretele în spate, poate ai și hidrant. Scuze, nu trebuia să vă spun că e un hidrant acolo, dar da, avem, stați, ne știți, suntem în siguranță. Bun. Așa. Bun, și am pus niște lumină pe el. Și atât tot. Simplu, rapid, eficient, fără bătaie de cap. Bun, așa, din nou e făcută cu lumina existentă plus flash-uri. Dacă vă uitați în colțul din dreapta sus, se vede lumina existentă. Dacă vă uitați la el, se văd și direcțiile pe care au fost puse flash-urile, unde sunt săgețile. Au fost 2 flash-uri din stânga și unul de pe aparat. Da? La fel, fără cum făceam imaginea asta, mai ales în perioada în care nu se trăgea la ISO 3200 ca acum. Și asta a fost publicată într-o revistă pe mai mult de o pagină. Aproape pe 2 pagini, că au mai tăiat o bucățică pentru o coloană de text. Da, bun, e, în perioada aia cu aparatele alea și ca să și publici și știam că o să se înfigă să publice mult, a trebuit să stau cu sensibilitatea jos. Pe 200 nu puteam să-l opresc pe el, era și iarnă, așa, deci nu se punea problema că ieși într-o piscină afară la soare, că altfel e banal să o facem pe asta. Da, și am băgat un pic de flash. Bun, așa, filtre, asta e o chestie la care eu țin destul de mult. Nu vreau multe filtre. Deci trusa mea de vis de filtre ar conține polarizare. Se cam vede o mică diferență, da? Care nu este din Photoshop, este direct din aparat. Bun. Neutru. 1 sau 2, un ND8 sau 16 și un ND. Ăsta este un ND500, dacă sunteți curioși. Bun. Mănâncă 9 trepte, dar noi n-am stabilit ce este treapta. Este dublarea sau înjumătățirea cantității de lumină. Da? Bun. Deschid diafragma cu o treaptă. Deschid. Am făcut suprafața de 2 ori mai mare, trece de 2 ori mai multă lumină în același timp. Ăsta mănâncă 9 trepte. ND 500 trece pe el, a 500-a parte din lumina care ajunge la el, a 500-a parte trece. Și ce capăt? Un timp de expunere mai lung. Da, stânga e trasă cu a 30-a parte din secundă, dreapta este trasă cu 15 secunde. Ok, tips and tricks. 1/30, da? Și știu cât mănâncă filtrul, 9 trepte și încep să fac. 15, 8, 4, 2, 1, 2, 4, 8, 15, a 9-a treaptă, 15 secunde. Așa se și face. Pui frumos pe trepied, o faci pe aia din stânga, da? Închizi focalizarea. Închizi focalizarea dacă n-ai focalizarea pe spate. Da, ăsta iar e un subiect vast, bun. Așa, pui filtrul.
De ce închizi focalizarea? Pentru că multe aparate, când le pui un ND500 în față, nu poate să mai focalizeze. Și o să facă bâz-bâz, bâz-bâz, bâz-bâz și nu o să vrea să mai focalizeze. Bun, deci închizi focalizarea, pui filtrul, faci treaba asta cu degețelele. Dacă este clientul de față, se face cu degețelele în buzunare, da? Tăc, 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 da, undeva să nu... Eu am făcut aici didactic. Bun, pui 15 secunde și tragi un cadru și vezi dacă este bine. Și de obicei este bine. Dacă filtrul are 9 trepte, sigur este bine, da? Bun, dai drumul și la Long Exposure Noise Reduction. Bun, așa, filtre graduale, așa, pentru peisagiștii înrăiți, pentru că ceilalți nu au, eu n-am răbdare să duc de-astea cu mine, am, dar n-am răbdare să le iau cu mine, bun. Așa, și care ar fi al patrulea filtru? Deci am zis polarizare, neutru, un neutru, așa și așa, un neutru întunecat și eventual un intensifier, sau vedeți că au scos misii acum și ne se pare că o să vină și la noi. Între ghilimele, în curând, adică nu știm exact când, dar o să vină. Bun, niște filtre pentru care reduc poluarea luminoasă a localităților. Foarte interesante la două lucruri. La ce ne gândim prima dată? La steluțe, bineînțeles că vrem să fotografiem steluțe cu poluare luminoasă mai mică. Dar stați un pic, n-am putea să ne gândim ce frumos ar fi să facem nocturne în oraș fără să iasă cerul portocaliu. Din cauza poluării plus poluarea luminoasă de la luminile astea portocalii cu sodiu. Sigur că da. Da? L-am pus pe grup. Este un grup pe Facebook care se cheamă Curs Foto cu Radu Grozescu, în care puteți intra, este free, așa, dați join, vi se aprobă. Așa. Azi n-am aprobat la cineva care, după ce când avea poză și intrase pe Facebook ieri. Așa, la ăștia mă cam doare inima să aprob, dar până la urmă aprob. Dar toți aveți cont de multă vreme pe Facebook, nu-i așa? Așa, Dan e și el admin pe grup. Așa, nu am moderator pe grup, noi toți suntem admini. Da, bun. Așa, de ce? Dacă mi-o iau un cap să mă dea afară de pe grup, adică dacă era moderator nu putea, dar așa poate. Bun. Așa, fotografie de aproape, close-up fotografie. Apropo, o altă chestie ciudată înțeleasă și din cauza denumirii. Close-up fotografie, deci fotografie de aproape, presupune ideea că ești foarte șmecher cu cât te duci mai aproape. Noi nu vrem să ne ducem mai aproape, noi vrem să stăm mai departișori, numai că se umple în cadrul cu subiectul nostru care este mic. Deci eu vreau să fotografiez o albinuță care este atâta, bun, dar aș vrea să fotografiez de pe aici dacă s-ar putea. Că dacă vin aici, se enervează. Și mai țin și umbră. Da? Bun. Deci, așa, metode. Aici este una dintre metode care e destul de veche, pe care nu o prea mai face nimeni acum, dar trebuie să o predau, că o găsește lumea pe net și zice, domnule, ne ascunde niște secrete importante. Da? Inele și tuburi de extensie. Bun. După aia, fotografie de produs. Așa, apropo, asta nu e fotografie de produs, îmi trebuia repede o imagine pentru a ilustra un articol pe site și subiectul, fundalul, lumina, nu adineauri am zis. Bun. Ce faci? Trișezi, bineînțeles. Așa. N-ai nicio domnișoare, că asta e prima chestie. Domnule, am pe cineva de fotografiat? N-am. Sau am, dar nu e coafată. Sau și n-am chef să o trimit la coafor, că mă costă. Sau, mă rog, mai știu eu ce. Nu. E o chestie care se arată bine dintr-un sertar. Am găsit creanele astea care, slavă Domnului, erau noi. N-a trebuit nici măcar să le ascut. Bineînțeles că puteam să le ascut, că vedeți că nu se vede capătul cealaltă. Deci nu trebuiau să fie noi. Bun. Așa, le-am pus frumos acolo pe ce? Am găsit și o mapă, așa, care pare piele când te uiți la ea. Bun. Și am pus o singură sursă de lumină. Este un amărât de flash de ăsta. Acolo. Atâta tot. Da? Bun. Deci, paf și ursul, așa, face ce are de făcut. Subiect, fundal, lumină. Aveți un subiect ca lumea, ați scăpat. Așa, o să discutăm la fotografia de produs unde... Deci eu fac practic fotografia de produs cu cursanții de față. Nu cu creionele alea, cu alte chestii. Astea sunt făcute cu cursanții de față, nu sunt făcute pe un studio sau altceva. Nici măcar nu sunt retușate. Vedeți că aici se vede dunga asta. Este intersecția dintre panoul de plexi pe care stătea cutia de brânză, care nu avea brânză, dar mă rog, era numai cutia, și un perete gri ca ăsta, care a fost luminat cu un flash cu albastru și albastru de aici s-a reflectat în plexiu negru, care era negru lucios, și arată după cum vedeți. Da? Deci plexiu negru lucios funcționează ca o oglindă. Totul este să-i dai ceva de oglindit. Și i-am dat. Erau cursanții tot pe la ora asta și cam semănau cu voi așa, cam... Bun.
Și mă, ce să fac? Mai aveam vreo 10 minute din... Așa, ce să fac? Eram în stradă dincolo, că pe vremea aia nu erau pereții gri și aici, erau albi. Și cu pereții albi e mai complicat să faci treaba asta, dar bun, se poate. Te duci un pic mai departe de ca să nu ai... să se spălăcească culoarea de la lumina principală. Bun, și am pus chestia asta. Deci voiam o chestie colorată. Deci imediat te uiți în jur. Dumne, ce arată bine pe aici? Ca să-i fac o poză. Că dacă e ceva... Mă rog, scuze, poză, fotografie, imagine. Ca să-i fac o imagine. Bun, așa, dacă alegi un subiect care arată bine, ai câștigat cel puțin jumătate din bătălie. Fără bătaie de cap. N-ai probleme. Așa, fotografie în tabletă, computer... Așa, eu o să trag în computer la fotografia de produs, dar da, în ziua de azi nu mai care nimeni computerul cu, da, cine știe, asta e pe bună. Deci eram la client și trăgeam în tabletă ca să vadă și clientul, beneficiarul, mă rog, așa, ce se întâmplă. Deci tableta aia am prins-o acolo din politețe ca să nu stea cu ea în brațe, dar eram pe Wi-Fi și trăgeam direct. Bun, câteva vorbe despre peisaje, cu toate că din nou capitolul tip Centrix, pentru că nu poate să te învețe cineva să fotografiezi peisaje. De ce? Pentru că peisajele trebuie găsite. Poți să înveți să fotografiezi oameni, poți să înveți să fotografiezi căni. Așa, asta chiar e cam complicat de fotografiat, ar trebui să găsim una mai ușor de fotografiat. Da? În momentul în care te apuci să faci o demonstrație, nu-ți bați singur cu ei în tălpi. De genul să fotografiezi ăsta. Și ăsta încă nu este... oglindă. Dar totuși o să dea niște probleme. A, poți să o treșezi. Este suficient să te gândești un pic. Deci, în cursul ăsta eu încerc să vă dau un mod de gândire și nu cifre așa sau un rețetar uriaș, pentru că o carte de bucate de genul ăsta se face prea groasă. Dacă înțelegi totuși fenomenul, e destul de simplu. De pildă să arunci un ochi la ce e asta de fapt. Bun. Și încep să o mai simplifici un pic. Zici, domnule, chestia asta e un fel de cilindru. Bun. Care, pe care dacă eu îl pun pe masă albă și trag un pic de sus, unghiul de incidență egal cu unghiul de reflexie și o să-mi reflecte albul de aici. A, pe o chestie albă mai mare. Da? Pentru că o să-mi reflecte și aici, deci de aici până aici trebuie să fie atent. O masă mare și albă. Și în momentul ăla am scăpat de chestia asta. Se umple frumos pentru că în momentul în care eu o luminez, indiferent de unde, chestia masa aia mare albă o să prindă lumină, pe care o să mi-o trimită și aici. Da? Asta e destul de simplă. Care sunt complicate? Alea sferice. Asta e numai cilindrică. O scoți. O păcălești. Cumva. Din care v-am dat deja ideea să trageți un pic de sus. Da? Că dacă trageți de aici, vă vedeți cu tu cu aparat în ea dacă este oglindă. Trageți un pic de sus. Ah, bun, mai vreți. Asta e. Ăsta e albă, da? Fac așa. Și în momentul ăsta mi-am mai ridicat un pic și e cu atât mai ușor să îmi reflecte de aici. Da? Bun. Nu e complicat să bagi aici un ghimotoc de hârtie, da? Sau să-l legi cu niște scoci sau ceva de genul ăsta. Bun. Așa. Apropo, asta e făcut pe bune direct din aparat la ultima deplasare. Am fost pe lângă cheile NRE. N-am intrat în cheile NRE. Am avut și o vreme destul de proastă acolo, după cum se vede. Dar n-arată deloc rău cu ceața aia între copaci pe acolo. Bun. E, aici, ăsta e genul de subiect care te așteaptă. Da. A, este un subiect în mișcare. Capa se mișcă. Dar la care nu avem momentul optim pentru declanșare. Aici, cum era cerul acoperit, puteam să mai stau o jumătate de oră, tot așa arăta. Da? Bun. Și am zis, stai un pic. Aia din stânga este cam cum faci dacă te duci și apeși. Chestia asta în engleză americană este point and shoot. Ținte și trage. Și ți iese aia din stânga. Și zici, bine, dar am venit eu până aici și am mai mers și vreo oră și ceva pe jos ca să fac chestia aia din stânga și după aia să mă duc să o prelucrez ca să fac o chestie mai șmecheră. De ce să nu trag eu de manetele pe care mi le-a dat Sony? Mă rog, fabricantul aparatului, așa, nu contează cu ce. Nu vă imaginați că dacă asta e trasă cu Sony, nu ieșea cu Nikon. Ieșea, bineînțeles, la fel de bine. Observați ce stăpânire am. N-am zis cel puțin la fel de bine. Am zis la fel de bine. Bun, așa. Ok. Deci, după cum vedeți, parcă arată un pic altfel aia din dreapta și zice, uite mă, că se poate face și ceva de genul ăsta pe vreme proastă cu pumare, adică nu prea te duci la peisaj pe vreme de aia. Deci și cu un pic de ceață. Am început să vă plictisesc. A, așa, observ că nu întreabă nimeni nimic. Bun. Oricum ce v-am spus până acum sunt lucruri cunoscute, bineînțelese, așa, deci nu e niciun fel de problemă. O altă chestie cu perspectiva. Observați că e același copac, dar n-am avut eu loc pe ecran să îl pună. Dacă vă uitați un pic la crengi, este același copac.
Bun. Ok. Același copac are aceeași dimensiune în ambele imagini. Corect? E la fel de mare. Bun. Și muntele din spate? Poftim? Păi, da. De câteva ori mai aproape. Am putea să trișăm și să calculăm și de câte ori mai aproape. Mai repede decât să măsurăm. Cu toate că putem să măsurăm. Așa. Și să facem împărțire. Asta, da. Dar ca să ne mai chinuim atâta, împărțim și noi focală. Raportul de focală. Deci, eu sunt aici. Acolo este un gard. Pe gard este o prigorie. Nu m-am stăpânit. Nu este un king picture, este o prigorie. Bun. Așa. Eu sunt aici și pun un aparat la ochi. Bun. Și trag. Și prigoria, știți că este foarte frumos colorată. Numai că o să arate ochi, este cam atâta în cadru. Da, bun. Și zic, de câte cadrul meu e atâta, prigoria e atâta. Și zic, vreau și eu prigorie cam atâta. De câte ori mai mare? De vreo 6, da? Mă uit la obiectiv. Așa, cât e obiectivul meu? 20 de milimetri. A, 20 ori 6, așa. Nu o să meargă cu prigoria cu așa. Nici nu vezi cu 20 de milimetri și prigoria acolo, nu o vezi deloc. Așa. Și nu o să ajungă 120 de milimetri. Vă zic eu, o să vreți mai mult. Da, de pe la 300 încolo începe să se vadă destul de bine prigoria pe un aparat crop. Așa, vă recomand cu căldură. Așa și aici. Vrei muntele de 4 ori, de 3 ori mai mare? Mă rog, pui un obiectiv cu focal de 3 ori mai lungă. Și cum faci cu copacul? Te dai mai aproape sau mai departe de el ca să-ți rămână copacul cât vrei tu de mare în cadru. Deci faptul că... Deci, bun, avem un copac. Dacă mă duc mai aproape de copac cu 5 metri, copacul ăla o să facă semnificativ mai mare, da? Muntele credeți că se face mai mare dacă eu fac 50 de metri pe pajiște? Nu se face, da? Bun. Ca să fac muntele mai mare, îl fac din focală. Ca să fac copacul mai mare sau mai mic, din... Așa, ceea ce se numește complet incorrect, dar foarte distractiv, zoomat cu pasul. Da? Bun. Așa. Dacă sunteți curioși... Așa. Cum arată, de fapt, toată imaginea. Deci vrei o anumită chestie. Îți place copacul ăsta și zici, bun, ok, îmi place copacul, dar ce mai punem în cadru? Ah, uite că avem și niște norișori destul de ok. Bun. Se putea și mai bine, dar imaginea e ceva mai veche. Bun. Ce mai avem? Avem muntele ăla cu zăpadă pe el. Păi îl vrem atâta sau îl vrem un pic mai mare? Așa. Și stăm și noi, așa, și ne gândim și poate aducem, așa, muntele... Din nou, imaginea nu sunt 16:9. Cred că voi trece să fac imagini 16:9 direct din aparat, pentru că la prezentare e foarte bine să ai direct 16:9. Așa. Și vedeți că parcă arată cu totul altfel aici, cu muntele ăsta mult mai mare, așa, și copacul la fel de frumos. Sau de urât, depinde acum după gustul fiecărui. Bun. Deci, astea sunt capitolul Tips and Tricks. Da? Bun. Cine n-a văzut vreo poză cu bigarul? Nimeni. Așa. Toată lumea a văzut. Și eu eram extrem de enervat. Domnule, toată lumea... Și eu n-am fost. E, uite, am fost. Seara. Poftim? Mi-a fost și am fost degeaba. Deci... De unde... Să coborești de sus. Asta e făcută de sus. Cu 18 mm pe crop. De ce? Ca să fac o simplă demonstrație că oricine se duce acolo cu un de-asta, cu un entry și cu 18-55, iese asta. De sus. După pasăreadă nu trebuie să cobori. După pasăreadă sus. Nu trebuie să ieși pe bolovan, pe unde au ieșit colegii cu niște obiective de alea să facă. Să... Eu m-am străduit când am plecat să fac și pe asta. Arată onorabil? Arată foarte onorabil. Este pe seară, pe seară bine. Așa. De unde ghicim? Păi avansați să ghicească din parametri de expunere. ISO 100, până aici e frumos, da? Diafragma 8, la fel, optim, da? E diafragma optimă pentru a face figuri de genul ăsta. Bun. Așa. 2 secunde jumate. Ok. De curiozitate, ar fi la în plin, dacă era în plin soare vara, ar fi fost pe undeva pe la 125-250, deci 1 pe 125, 1 pe 250 și aici sunt 2 secunde jumate. Mielene să determin așa câte trepte sunt, ca să vedeți de câte ori e mai puțină lumina. Era groaznic de întuneric, dar am avut trepiedul. Bun. Și am făcut ce trebuia să fac. Clară, bine expusă, culori plăcute. Subiectul am avut și subiectul aici încadre, deci înglobează și fundalul, ca să zic așa. Bun. Lumina a fost difuză, ca să-i spunem așa. Deci vedeți că n-am lumină direcțională, umbre sau altceva.
dar clară, bine expusă, culori plăcute. Se poate, sigur că se poate și chiar e destul de ok. Nu e nemuritoare, Doamne ferește. Dar nu te faci de râs. Unde ai fost? La Bigar. Dă să păși eu o poză. Uite. Simplu și eficient. Așa. Și vedeți că n-apare podul, n-apare căsuța, n-apare ciment, n-apare nimic aiurea pe acolo. De ce? Pentru că am fost atent. Bun, hai să vă mai dau ceva. Cum faci compoziția? Păi stai și te gândești un pic și zici, stai un pic, ce am eu cam în orice imagine? Am subiectul principal, care apropo e vital, dacă n-ai subiect se vede. Și te întrebi, dom'le, de ce a ridicat la aparatul la ochi? Bun, ai subiectul principal și mai ai un set de elemente care pot să fie folositoare, pot să fie dăunătoare sau pot să fie neutre. Elementele folositoare le bagă în cadru. Elementele dăunătoare le scot, elementele neutre nu-mi pasă de ele. Da? De pildă, vedeți că n-arată rău nici bucățica asta cu balta asta de aici, da? Nici ăsta n-arată și ăsta e destul de ok, deci unii colegi s-au dus pe astea. Pentru că poți să ajungi acolo dacă te bagi un pic mângar. Așa, nu e chiar atât de complicat. Așa, dar eu zic că e decent. Și din nou, nu m-am grăbit să măresc unghiul mai mult ca să mi se vadă ce-i pe în jur, pentru că n-arată bine ce-i în jur. Deci fix aici deasupra e un pod, care n-are ce căuta în imaginea de turistic. Așa, a pus răsărit, mă rog, aici am sărit calul, e făcută cu un teleobiectiv destul de mare, dar acum sunt destul de accesibile și dacă începe să vă placă ideea cu prigorii cu astea, oricum vă luați teleul și să vă gândiți că e bun și la așa ceva. Și la de-astea, și la lună, și la de-astea, așa. Bun. Este o găină sălbatică stând pe un bolovan ieșind din apă. La Snagov este. Bun, vedeți că se organizează pe acolo diverse ture și pe niște costuri destul de așa, de nebăgat în seamă, mai trimiteți și niște poze pe acolo și poate mai primiți voi invitație, poate una alta. Nu se poate să te duci într-o tură de asta să fii fără imagini cu păsări. Nu se poate. Punct. Așa. Eu am fost o singură dată, dar așa. Bun. Bineînțeles că o să discutăm un pic de imagini de arhitectură, de interioare, dar să fim sinceri, astea nu sunt foarte complicate de făcut, dar trebuie să lămurim ce ne trebuie și ce nu ne trebuie. Nocturne și ora optimă, asta este subiectul, fundalul, cine-i fundalul? O bucată de cer o să fie în fundal, da? Dacă bucata aia de cer e neagră, n-are niciun... Mă rog, o faci dacă n-ai altă șansă. Da, dacă poți să faci, mă rog, cu norii ăștia trebuie să ai noroc, dar altfel, măcar să nu fie negru cerul, da? Bun. Și nu mă lasă inima să nu fac o ședință, mă rog, o jumătate de ședință cu peisaje cu steluțe. Nu e astrofotografie, aia este altceva și noi nu facem. Noi nici nu vrem să facem așa ceva. De ce? Pentru că îți ia fața oricine are un telescop. Dar cât de amărât și tot. Așa. A, mai are și un dispozitiv de urmărire, te-a rezolvat. Bun, noi facem peisaje cu stele. Asta e rețeta de peisaje cu stele pentru stele fixe. Care am pus-o și pe net, care e banală, care o știe toată lumea, dar regula lui 500 împarți 500 la focala echivalentă. Am un aparat crop care are factorul de crop 1,5. 500 împărți la 1,5 împărți la cât scrie pe el? 18 mm, că atâta am. Bun, și o să vă dea 18. Da? Ce scrie fix acolo? Și asta a fost făcută fix cu 18 mm, da? La diafragma 3,5, nu ghiciți de ce? Ca să puteți să o duplicați cu 18-55. Că dacă vă aduc numai de alea făcute cu fișaiul și cu full frame și cu așa, ziceți că eu nu pot, că eu n-am de la. 18 mm cu 3,5 aveți cu toți. Cel puțin. Da? Bun. Așa. Deci, din nou, scopul cursului e cu fotografii cât mai bune direct în aparat și mai interesant, că nu ne trebuie neapărat unelte scumpe ca să facem imagini bune în majoritatea cazurilor. Bun. Evident că nu sunt absurd să zic că în toate cazurile. În majoritatea. Bun. Ce este în minoritatea cazurilor? Sportul în sală. Nu te duci cu 18-55 și cu 55-200 la sport în sală românească. Care e și mai umbroasă așa. Da? Și acolo te duci, trișezi și tot îți iese ceva. Cum trișezi? Păi de cine ți-e teamă într-o situație de genul ăsta? De mișcare. Te uiți, faci ochii mari și vezi dacă nu, cumva, aia se mai opresc un pic. Și dacă se opresc un pic, puf. Așa, peisaj luminat de lună. Așa, vedeți că jos pare o imagine de zi prost expusă, sus pare o imagine de noapte. Și pe aici se mai văd un pic de căsuțe luminate. Da. Bun, dar aici este lumină de lună, în plin.
abia aștept să mai vină vremea bună să mai fac de-astea, că acum e complicat. Am vizitat copacul, da, copacul nu mai avea frunze. În mod surprinzător. Iarna n-are frunze el. Este fix în față la Schitul Bran. Dacă vă nimeriți până zonă... Poftim? Lumina de lună cu umbră. Păi, normal. Ok. O să vă destăinuiesc un secret. Orice sursă de lumină care nu-i difuză, lasă umbră. Soarele este enorm de mare față de planeta noastră, dar fiind enorm de departe, are o mărime aparentă de vreo jumătate de grad. Bun, foarte frumos. Cine mai are o mărime aparentă similară? Luna. Foarte interesant. Umbrele de lună, dacă e senin afară, o să arate și le fotografiez cum trebuie, clară, bine expusă, scuze, luminositate corectă, culori plăcute, ceea ce cam avem aici, zic eu. Bun. O să arate fix ca umbrele de soare. Pentru că mărimea aparentă a lunii este egală cu mărimea aparentă a soarelui. Așa, bun. Light painting-ul pentru orice, da, inclusiv pentru așa ceva, da? Pictarea cu lumină. A, fotografie înseamnă pictare, scriere cu lumină pe limba grecilor vechi. Light painting-ul e pe limba americanilor noi. A, așa, pictatul cu lumină. Iei o lumină și pictez cu ea. Poate să fie flash, poate să fie lanternă, poate să fie lumânare, poate să fie artificii, poate să fie lână metalică, e foarte la mod acum, da? Bun, aveți grijă să nu dați foc la ceva. De asta iarna poate să padă, nicio problemă, pe debarcader, pe lac, nicio problemă, dar în alte părți, căpițe de fân, mai ușurel, că s-ar putea să aveți o surpriză neplăcută. Bun, așa, și să fim sinceri, după ce vezi 5, de-alea le-ai văzut pe toate. N-ați văzut cu un tip cu o sfoară și cu așa care face tot felul de forme cu... Bun, puteți să fiți și mai inovativi, dar nu să aibă și scântei. Dacă vreți numai astea, luați o lanternă care să nu aibă și reflectori. Da, să aibă direct becul. Da? Sau confecționați, ce mare lucru să iei un bec, o baterie și două sârme. Așa, o legi, două sfoare și faci după aia tot felul de... Așa, dacă vă mai pricepeți un pic și la matematică, o să vă iasă niște super grafice. Așa, bun. Deci asta este făcută cu o lanternă care, mă rog, tips and tricks, a fost filtrată. De ce? Ca să nu prelucreze nimeni la imagine. Asta e direct neapărat. Și dacă iluminezi cu o lanternă nealeasă bine, de pildă cu o lanternă cu LED și încerci să faci chestia asta direct neapărat dintr-o bucată, nu-ți iese. De ce? Că ți iese casa albastră. Bun, așa, planificare pentru arhitectură, peisaje și amândoi de arhitectură în spăță. Avem niște softuri acum incredibile. Ai Google Maps în care ai direcția la fațade, ai softul care zice că pe 27 august, așa, clădirea nu știu care din Paris, mă duc la 10 și o să am soarele la 30 de grade din dreapta. Foarte frumos, îmi fac planificările. Pe vremea când făceam arhitectură la greu, nu erau de-astea. Bun, și cine erau? Erau clienții arhitecți și știau care sunt orientările la fațade. Nu e de glumă deloc. Bun. Un ușor exercițiu academic. Avem de fotografia 10 case în București într-o zi de lucru. Răspunsul scurt. De obicei nu se poate. Că n-ai cum să ajungi de colo, 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 să-și parchezi într-o zi de lucru, așa, și să faci 10 fațade. Mai ales dacă ai luat-o și în ordinea proastă și te duci acolo și vezi că bate soarele în contralumină și tu o voiai ca lumea. Și după aia te începi să te gândești, dom'le, dar oare în anotimpul ăsta bate sau nu bate soarele în fațadă? Soarele nu e atât de nerăvaș ca luna, dar totuși sunt fațade în care soarele nu bate decât vara. Așa. Softurile astea sunt aur curat. Pur și simplu. Așa. Mai avem vreo 3 minute. Cred că ne descurcăm. Așa. Bun. O să vorbim un pic despre logurile de GPS, că s-ar putea să vă placă să știți unde ați făcut anumite imagini. A, bineînțeles că le știți pe toate. Acum, fotografiem aici, știm că le-am făcut la F64, da? Bun, vă duceți 5 ani pe munte, o să aveți o problemă să mai știți unde este coasta dealului care v-a plăcut vouă. Bun, așa, imagini de acțiune, panning și alte asemenea. Da, evenimente și la evenimente sunt multe de discutat. Evenimente de companie, că mai facem și de-astea, mai există încă. Grupul de discuții pe Facebook despre care v-am spus. Așa, și mulțumesc pentru atenție. Hai să lăsăm ceva cum se cade pe ecran. N-ați întrebat nimic. Sunt două ipoteze aici. Așa, mai multe, dar mă rog. Una, nu s-a înțeles nimic, așa. Doi, le știați pe toate. Așa că v-ați cam ușor plictisit. Bun. Nimeni nu zice nimic?
vreo provocare. Mai avem până la nouă când se închide, deci nicio problemă. Chiar dacă și până pe voi nu vă interesează să se transmite asta pe net. Deci dacă se închide transmisia pe net, vouă nu vă pasă. Așa că putem să facem ce vreți voi până ne evacuați de magazin. Vă rog. De achiziții vreau să întreb. Vă rog. Achiziție mirrorless versus DSLR. Da. Echivalentul la Nikon D7500. Care ar fi pentru un mirrorless sau dacă există? Bun. Așa. Ce a întrebat colegul nostru? Nikon de 7500, ce echivalent avem pe mirrorless? Păi, unul, de ce aș vrea 7500? Pentru că eu aș vrea 7200, pentru că mai economisez niște bani pentru un obiectiv. Așa. Bun. Doi. Depinde ce considerați dumneavoastră important la 7200-7500. Și, pentru... și evenimente și... Deci, eu nu pot zic că nu sunt fan de mirrorless pentru că am băgat o grămadă de bani în mirrorless. Așa. Dar încă nu mă simt extrem de confortabil cu ele. Bun. Diferența esențială dintre mirrorless și DSLR este sistemul de vizare. Și baterie. Sistemul de vizare. Diferența esențială. Bun. De curiozitate. Așa deosebiri mai sunt. De curiozitate. Sony A6300, A6500 și ori mai fi din seria A7, Dumnezeu știe câte, îți prinzi o baterie de-aia USB de 12.000 la brâu, așa, bagi firul în ea și ăla se alimentează în timp ce tragi. 6.000 nu face treaba asta, nu visați, așa, la 2.000 de lei, dar alea scumpe o fac. Da? Dar cercetăm dacă al nostru o face sau nu. Ei, vă dați seama, te duci noaptea pe munte și tragi până dimineața stăluță sau mai știu ce și n-ai treabă cu... și pentru DSLR-uri s-au inventat niște chestii de-astea foarte frumoase la Tether Tools. E 100 de dolari o chestie, tot așa, îl alimentezi dintr-o baterie de USB, printr-un încă o bateriuță mică, în așa fel încât poți să schimbi și bateriile de USB fără să întrerupă alimentare. Adică poți să alimentezi practic la nesfârșire cam orice aparat de pe fața Pământului cu echipament de 100 de dolari plus baterii cât ai nevoie. Bateria, adică, mă rog, s-ar putea să facă, s-ar putea să nu. Există, iei un buzunar de baterii și asta este. Bun. Deci sistemul de vizare, trebuie să vă lămuriți dumneavoastră dacă sistemul de vizare vă satisface sau vă place mai mult sau mai puțin unul dintre ele. Ținutul în mână că dumneavoastră, precis aveți mâinile o idee mai mare decât ale mele sau cel puțin ca ale mele și astea din seria A6000 nu se țin extraordinar, nici chiar A6500 oricum e destul de mic, că e făcut să fie mic. Bun. Acum ce ar mai fi? 1. Verificați dacă există obiectivele pe care le doriți. Și cât costă și cât atârnă. Pentru că da, un A6500 față de un 7200 este mult, mult mai mic. Dar asta poate fie bine sau rău. Și 70-200 cu 2.8 alusoni este mai scump și mai greu decât 70-200 cu 2.8 de Nikon. Și dacă mă uit la Fuji, care știu că are ceva sistem de vizor de... Fuji, deci Fuji are vizor hibrid doar la X-Pro2, care nu va merge cu zoomuri, care va merge doar cu câteva obiective fixe. Aparatul e frumos, dar este al naibii de scump. Dacă tot vă uitați la X-Pro2, așa, înmulțiți pușculița cu 1.7 și vă luați un Nikon de 850, adică faceți o treabă cum se cade. Deci, bun, verificați obiectivele, că aici e problemă. Deci Fuji au obiective superbe. Micro 4x3, obiective superbe. Dar, ok, suntem între noi acum, da? Nu dăm mai departe. Un aparat care mie îmi place foarte, foarte mult, estetic vorbind, este Olympus Pen F. E 5500 de lei, îl găsiți drept aici când ieșiți, în el dați. Bun. Super frumos. Și există și negru, și alb, și așa mai departe. Știți ce n-are aparatul ăla? N-are un buton la îndemână cu care să faci focusul pe spate. Ce e focusul pe spate? Google, prietenul omului, da? Bun, back, focus, button. Așa, și veți afla. E o chestie care pentru mine este importantă și pentru mulți alții. N-are, deci, slavă, așa fericit am fost când am descoperit. Am zis, mă frate, gata, am scăpat, nu mă mai uit la el. Așa. Mie nu-mi plac aparatele cu prismă care nu-s DSLR-uri. Deci, Fuji X-T2, Sony A7 și AMD nu mă încălzesc la design. De asta am 6600, de asta mi-aș lua de la Fuji XE cât o fi, acum e 3-ul. Da, tocmai să îi faci o cocoașă când el nu-i de SLR. Bun, știu că e bună cocoașa aia, să bagi vizorul înăuntru, dar totuși, așa. Deci verificați obiectivele și verificați focalizarea cu toată stima pentru mirrorless-uri. Închiriați, testați, faceți ceva ca să fiți siguri.
pentru că povestea e una, realitatea este alta. Deci la fel m-a întrebat cineva zilele astea și îmi cita din materialul de marketing al producătorului. E superb, e nemaipomenit, dar hai să încercăm. Da. Deci. Și banii 7200, dacă vreți să nu apară cum se cade, că nu e chiar atât de învechit cum pare. Și captorul foarte bun și restul, deci, chiar frumos. Cum are plăcere? Apropo, pe mine nu mă încântă foarte tare să dau sfaturi de cumpărături. Asta înseamnă cheltuială, asta, mă rog, și mai ales cursanților. Nu, eu nu, mă rog, dacă mă întreabă, răspund. Dar altfel încerc să nu le dau idei să-și cumpere chestii scumpe. Chiar sunt atent la chestia asta, că e păcat. Dar da, dacă vine vorba, bun, fratele mai mare al ăsta e de 3 ori mai puternic și are volumul cam așa și costă de 3 ori mai mult, fratele și mai mare este una de 600 cu care te duci în parc și ai baterii și ai 600 de watt secundă. Ei, trebuie să le spui că există așa ceva. Dar de asta, de pildă, eu mie îmi plac aceste flash-uri și chiar spun și la alții, pentru că toate sunt compatibile între ele și dacă mie îmi cresc pretențiile și vreau mâine un AD600, mă duc la magazinul de flash-uri Godox și mi-au un AD600. Simplu și eficient. Așa, chiar am pus pe grup acum că au apărut capacele pentru AD600, că unii nu le-au avut capace, așa că de aflat. Așa, teoretic am terminat acum 5 minute. Așa. Practic ați venit până aici, așa că eu pot să mai rămân să mai discutăm una alta, dar simțiți-vă liber să evadați către rafturi, casierie și alte asemenea. Dar din nou mai rămân, nu, eu nu voi țâșni pe ușă. Care sunt costurile cursului? 1200. N-ați întrebat și astea sunt pe net. Așa, 1250 de lei. Așa, plătibil sau într-o tranșă sau cu orice sistem de plată în rate. Pentru că la F64 se acceptă o grămadă de carduri care merg și la curs, nu doar la produse. Mai este o taxă de examen de aproximativ 150 de lei. Da, e un pic sub că s-a modificat eraul și nu știu exact cât e, dar e ocolo, 140 de lei. Vă rog. Se poate face schimbarea de la cursul interesit la cel de vizită? S-a putea? În momentul ăsta sigur se poate. Pentru că am înțeles că cel intensiv e chiar... E foarte intensiv. E chiar... Și pentru mine este foarte intensiv, dar pentru cursanții care sunt mai la început. Deci, din nou, nu recomand cursul intensiv pentru cei care sunt la început și mai ales cei care sunt pe aproape. Deci cei care pot să vină la altă grupă, să vină la altă grupă. Se așează altfel informații. Deci eu l-am făcut, deci primeam... La cel de duminică, de exemplu, am locuri, da? La cel de duminică nici nu s-a afișat. Așa că sunt toate locurile, toate 25 de locurile sunt liberi. Se poate face unde? Mail la seminaria unde f4studio.ro. Ca să ați conversat deja cu ei. Da, perfect. Deci s-a rezolvat. Eu spun, deci a fost clar făcut pentru cei de departe care n-au altceva mai... Da. Să știți că am avut o cursantă care mi-a venit la cursul de duminică din Iași. M-a apucat plânsul. Cum să vii din Iași de 11 ore? Ca 12 ore era viscol, că tot așa era iarnă. Așa, dar nu puteam să-i împiedic și am zis, dom'le, avem totuși o problemă dacă... Așa, și am făcut intensivul. Și da, grupele la intensiv se ocupă. Pentru că sunt oameni în țară care vor aici. Am avut din Timișoara unde au curs, dar au vrut aici. E, asta este. Da, nu pot să-i opresc să vină. Deci se poate și el. Da, vorbiți orice se poate. Da, mulțumesc. Cu mare plăcere să rămână. La revedere. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare, atenție și faptul că ați venit până aici.